După ce a ajuns în satul Fărășești din Munții Banatului, în Centrul de Educare pentru Minori Buziaș, Centrul pentru Copiii Defavorizați din Jimbolia, la Căminul de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice de la Băile Călacea și în Penitenciarul Timișoara, Caravana Road Festival, zilele recoltei cinematografice continuă, chiar dacă unele localități din județ au fost carantinate. Festivalul de tip caravană, organizat de Asociația Documentor, își propune să ajungă la comunitățile fără acces la cinematografe. Road Festivalul s-a născut în vara asta, în care ne-am dat seama că situația de sănătate publică și, de fapt, toată lumea asta e într-o mare schimbare. Ne-am dat seama că există mii de oameni care sunt ascunși în cartiere mărginașe, în cătune, în comunități defavorizate, în penitenciare, de fapt, un public invizibil și oarecum neinteresant pentru mass media, pentru sponsori, datorită precarității lui economice și sociale. Ne-am gândit, după principiu, dacă nu vine omul la film, ducem filmul la om, să organizăm o serie întreagă de proiecții în aceste locuri, în tot felul de zone, la țară, în Timișoara, în cartiere care sunt oarecum uitate, în zone defavorizate. Vor urma alte proiecții de film în spații neconvenționale din județ, atâta timp cât situația sanitară și vremea o permit. E un eveniment care durează din septembrie și vom duce până spre sfârșitul lunii noiembrie. Se întâmplă mult mai multe chestii decât proiecția de film. Spre exemplu, am lansat un atelier de animație. Vrem să punem pe picioare o școală de animație aici în Banat, în Timișoara. E un proiectel care face parte din acest proiect mare, realizat în parteneriat cu Facultatea de Arte și Design de la Universitatea de Vest. După aceea intrăm în cartiere, în zona Blașcoviți, unde lucrăm la un soi de documentar hibrid bazat pe mărturii audio și pe filmări. De fapt, tot festivalul ăsta, toată caravana asta, pentru că noi am luat în spinare, ca să zic așa, echipamente și filme și am luat-o la picior, toată caravana asta, de fapt, are și o componentă digitală în mediul online, pe pagina noastră de Facebook și pe canalul YouTube. Avem producții realizate pe această temă, filmări în locație, în diverse zone în care am fost, mici povestioare, mai mult sau mai puțin lungi. Festivalul de film a început în luna septembrie și se va încheia la sfârșitul lunii noiembrie. M-am trecinat, am fost tare, nu?